făcută și ajutat de două persoane. A fost Ivana Damă, Postevcu și doamna care tot nu e între noi, tot Postevcu, Ecaterina, sau Ptița, îi spunea în satul dumneavoastră. Aici erau oameni adevărat cu suflet românesc. Mulți putea, nu s-a spus, acolo în cimitirul din Stănesc sunt două monumente ridicate cu inițiativa și cu banii și cu ajutorul și a satul, dar lor mai mult au fost dus banii și au ridicat aceste două monumente. Unul monument în memoria celor deportați și al doilea monument a ostașilor căzuți în timpul războiului și primul război mondial și al doilea război mondial. Când venim la dânsul de mare, ce facem? Ne ajutăm să facem? Da, facem. Mergeam la președintele satului și cum să învărteau ei acolo, nu, totdeauna și organizau așa de frumos. Eu am și film despre satul Stănești, unde Ivan Adamă vorbește la toate acțiunile, la toate parastasele care s-au făcut. Și eu la familia lor pot să dau o copie ca să le vedeți, să le vedeți pe DVD, să poate de văzut. Și